Astăzi, la o bătaie de joc a alocărilor bugetare aferente celor 78 de unități administrativ-teritoriale. În primul rând, solicit demisia, și încă o dată repet, demisia domnului președinte al Consiliului Județean, respectiv domnul Mihai Țibuleac, datorită faptului că nu mai are susținere politică, deoarece a depus acest buget aferent al anului 2011 și nu a fost votat de către consilieri atât PDL cât și PNL. Pe de altă parte, n-au învățat atât domnul președinte al Consiliului Județean, cât și consilierii PDL, respectiv PNL, n-au învățat exemplu dat de către consilierii PSD anul trecut, când rațiunea, responsabilitatea a învins și noi am votat un buget pentru cetățenii județului Botoșani și nu pentru PSD, pentru PDL sau alte formațiuni politice. Pe de altă parte, atât domnul președinte al Consiliului Județean, cât și ceilalți consilieri, la cele patru formațiuni politice, au depus un jurământ în fața cetățenilor județului Botoșani. Și nu și-au bătut joc de acest jurământ atât cei de la PDR, PNL și încă o dată mă refer la domnul președinte al Consiliului Județean. Eu solicit demisia domnului președinte al Consiliului Județean datorită faptului că proiecția bugetară făcută de domnia sa nu a avut sprijin, numai un singur vot a fost al domniei sale, a muncit degeaba, nu mai are, nu este un om de onoare, nu reprezintă județul Botoșani, fiindcă bugetul domniei sale, prezentat astăzi în fața consilierilor, nu a fost susținut de nici un consilier județean. Pe de altă parte, datorită faptului că proiecția bugetară făcută de către consilierii PSD a fost o proiecție realistă și nu a trecut, și bănuiesc că masa politică își va urma cursul și nu va fi votat și celelalte amendamente ale noastre, noi vom ataca în contencios și respectiv în instanță de judecată. Deci noi vom ataca în instanță și vom bloca bugetul aferent Consiliului Județean. Înainte de a se aproba acest buget, am vorbit atât cu domnul președinte al Consiliului Județean, domnul Țibuleac, am vorbit cu domnul Flutur, am vorbit cu domnul senator Gumelnicu, am vorbit cu domnii deputați Strungaru și Buhăianu. Și toți ne-au promis, sub cuvânt de onoare, că vor aproba un buget realist, cum? Ca și anul trecut, când știți foarte bine că eram într-o alianță cu PNL și totuși noi am venit cu o proiecție bugetară realistă și PDL-ul a votat proiecția bugetară făcută de noi. Acum, toți aceste persoane ne-au promis, sub cuvânt de onoare, că vor vota un buget realist și nu s-au ținut de cuvânt. Datorită acestui fapt, pentru mine, persoanele precizate acum reprezintă, sunt persoane fără caracter și valorează zero. Dacă mă pot estima în genul acesta.